O să încep cu peripețiile copilăriei ei pe care mi le povestea în serile lungi când eram împreună. Era o zi de toamnă, cu pomi îmbrăcați în aramă, cu viile pline de ciorchini mari de struguri cu boabe dulci. La poarta Victoriei s-au prezentat tovarășii de joacă. Victoria! Striga Tănase, deoarece el era căpetenia grupului. Vino repede, mergem în grădină la Tudora să furăm nuci. Victoria, bineînțeles că s-a conformat, și așa s-au urcat o trei în nuc. Băieții, după ce și-au burdușit sânul cămășii cu nuci, au zărit-o pe Tudora venind pâș-pâș cu bățul, așa că au coborât repede din nuc, lăsând-o pe Victoria acolo. Această Tudora era proprietara unei vaste grădini, vecină cu locuința bunicii, în care avea toate soiurile de pomi, precum și struguri ori porumb. Era o bătrână cocoșată și rea, dotată dintotdeauna cu un ciomag, cu o bâtă. Aceasta era arma cu care își păzea grădina. Dar cu toată vigilența, Tudora era desprădată de copiii care nu rezistau tentației și călcau proprietatea. Dar Tudora era spaima copiilor. Așadar, Victoria, văzând că tovarășii au părăsit-o și că Tudora o aștepta la poalele nucului, a început să țipe disperată după ajutor. Dă-te jos, pagubă, că ți-arăt eu ție! Voi mi-ați devastat grădina tâlharilor!" zicea Tudora, agitând bâta cu spume la gură de furie. Ajutor! Zbiera Victoria, disperată din vârful nucului, tremurând ca varga. Iar tovarășii ei de joacă râdeau de partea cealaltă a gardului și râdeau de pățania ei. După ce a țipat aproape jumătate de oră, o vecină a auzit țipetele ei și a venit în fugă. Ce faci, femeie nebună, de-ai băga copilul în sperieți? Uite, ligioana a făcut pe mine din nuc, zise Tudora, scuturându-și hainele. Bineînțeles că s-a scăpat de frică, hârca, naibii ce ești. Pleacă mai repede să poată coborî copilul din nuc. De nu, îți iau bâta din mână și îți ard câteva pe spinare. Câte nu-și poate să-ți ia copilul ăsta în buzunarul de la rochiță. Eu nu cred că ți-a făcut așa o mare pagubă. Și Tudora a plecat bombănind. Apoi Victoria a coborât cu picioarele tremurânde și a plecat acasă la vecina. Altădată, bunica s-a dus cu aceeași tovarăși de hoție să fure corcodușe tot de la Tudora. Tocmai îi cumpărase mama ei o rochiță roșie cu dungi orizontale albe și astfel, gătită cu rochița cea nouă, a pornit hotărâtă împreună cu gașca, uitase cum au părăsit-o în nuc, către grădina Tudorei cu gândul la corcodușele zemoase. Dar nu știa ce va păți acolo. Tudora avea prostul obicei de a se piti în porumb și a sta la pândă pentru a prinde în flagrant micii hoți cei călcau teritoriul cu scopul de a o jefui, după cum se exprima ea. Pentru a se asigura că nu există pericol, mica bandă a hotărât să facă un test. Așa că s-au gândit să trimită la adresa Tudorei un torent de înjuri și ocări, în ideea că ea va protesta și astfel își va dezvălui prezența la pândă. Și și-au început repertoriul. Tudoro, babă urâtă și cocoșată, ești la iveală că știm că ești acolo. Ești o vrăjitoare din poveștile de groază cu doi dinți în față, babă nebună. Dar din grădină nu s-a auzit niciun zgomot, semn că nu exista niciun pericol. Copiii erau desculți. Gardul fiind din cătină, au luat niște lespezi din grămada care se afla lângă gard și și-au făcut un pod unde să pună picioarele pentru a se feri de mărăcini. Treaba fiind terminată, nu mai trebuiau decât să sară în grădină, lucru pe care l-au și făcut. În timp ce ei se înfruptau din fructele dulci, s-a auzit un zgomot. Tănase și Angel au înghețat. Victoria n-a auzit nimic. Zgomotul s-a auzit din nou, iar băieții au sărit repede din pom și au zbugit-o, bineînțeles, fără să o anunțe pe Victoria, ca de obicei. Dar după ce au ajuns în stradă, cu picioarele pline de mărăcini, că de teamă n-au mai nimerit lespezile pe care le-au pus cu grijă pe gard, deci atunci când au scăpat de necaz, au strigat tare, Vico, vine Tudora! Victoria, când a auzit, s-a grăbit îngrozită să coboare, dar poalele rochiței i s-au prins într-un clenș de la pom, așa că a rămas atârnată cu capul în jos și cu picioarele în sus.
Roche a început să se rupă din cauza greutății corpului ei, plutind în balans, și se mai destrăma câte o fâșie roșie, apoi una albă, iar una roșie, iar una albă, până a ajuns la talie. Victoria era disperată și nu din cauza faptului că îi se rupea rochița, nici în fața pericolului de a cădea în cap, ci era îngrozită că va veni temuta Tudora și o va târnui de păr. Dar Tudora n-a apărut, nici nu era acolo, iar zgomotul perceput fusese o alarmă falsă. Victoria s-a ales cu o spaimă zdravănă și cu rochea cea nouă distrusă. Dar băieții i-au mai pregătit Victoriei și alte surprize în zilele când se jucau împreună. S-au plimbat toți pe rând cu o roabă, iar când i-a venit și ei rândul să fie plimbată, au răsturnat roaba, iar rămânând sub roabă. Iar ei s-au urcat cu picioarele deasupra roabei, țopăind. Norocul ei a fost că a venit bunica ei și a scos-o de acolo mai mult sufocată. Băieții au primit o corecție bine meritată, dar nu s-au potolit din asta. N-a trecut mult și au strigat din nou la poarta Victoriei. De data asta au plecat să prindă pește din gârlă pe sub pietre. Băieții, știind exact locul unde se aflau lipitori, au îndemnat-o să facă dig din pietre exact în acel loc. Așa s-a pomenit Victoria cu mâinile pline de lipitori, care nu se mai dezlipeau sub nicio formă sugându-i degetele. A fugit țipând acasă, unde bunica ei i-a turnat multă sare până ligioanele s-au dezlipit. Toate aceste peripeții ale copilăriei ei mi le spunea bunica, zâmbind nostalgic, iar eu o ascultam fără să respir. Dar să revin la povestea vieții mele și la valurile în care am fost aruncată și din care de multe ori abia am reușit să mă salvez. Dar nu puteam fugi din calea sorții. Nu putem fugi de ceea ce ne este scris, ci trebuie să le înfruntăm pe toate, așa cum ne sunt oferite, bune sau rele. De multe ori zicem, de ce eu, Doamne? Dar poate că alții au poveri mai grele de dus, însă nouă, ni se pare că am fost nedreptățiți pentru că fiecare om e un indulgent judecător cu el însuși și consideră că îi se cuvine mai mult. Așadar, eu am început această povestire cu copilăria mea și o voi continua în speranța că cititorul nu se va plictisi de ea. După cum am mai spus, scumpa mea bunicuță a fost cel mai drag prieten în copilărie, cât și un sprijin moral în viața mea, până am împlinit 22 de ani când m-a părăsit. Am descris mai înainte casa în care m-am născut și care era foarte modestă. Deci, erau două camere și o bucătărie. Cele două camere erau despărțite printr-o ușă, dar odată cu mutarea bunicii la noi, ușa a fost zidită jumătate și transformată într-o fereastră care despărțea cele două camere, a mea și a bunicii, de cea a părinților mei. Astfel, o discuție pe un ton mai ridicat era auzită și în cealaltă cameră. Era iarna anului 1962, afară era un ger de crăpau pietrele. Vântul sufla năpraznic, șuierând și zângănind la ferestre. Pe geamuri se imprimase din nou fel și fel de flori și figurine. Coșul de la casă, probabil, era mai scund decât ar fi trebuit, că de fiecare dată când vântul sufla tare, fumul venea de pe coș în casă, pe gura sobei. Bunica se supăra tare când trebuia să deschidă geamurile și ușa ore întregi pe asemenea ger. Îl acuza și blestema pe tata care nu s-a ocupat de repararea coșului. De multe ori renunțam la foc, ne băgam în plapuma căptușită cu finet, iar mămăița îmi sufla în spate să mă încălzească. Într-o dimineață geroasă, bunica s-a sculat de dimineață să facă focul și să-mi pregătească pachetelul pentru la școală. Dar focul a început din nou să o necăjească pe bunica. Uite, Vera, iar scoate soba fum pe taicătu, răpănosu. Așa la poreclie bunica, spunând că are sufletul murdar. Nu-l doare nicăieri de noi că stăm cu ușa deschisă pe gerul ăsta. Nu are niciun gând să repare coșul, mai bine l-ar călca o mașină, să nu mai vină de la serviciu să-i vină numele, să moară naibii odată, să știm că nu mai vine niciun bărbat în casa asta. Așa vom avea și noi liniște. Și bunica își continuă arsenalul de blesteme la adresa tatălui, știind că-i pleca de dimineață cu mama cu trenul de 5.
Dar mama și tata pierduseră trenul și erau în pat în camera lor, urmând să plece la serviciu cu trenul de nouă. Deci, el ascultase toate blestemele și ocările ce îi erau adresate. Iar mamei i-a pus mâna la gură ca să nu strige la bunica. După ce și-a terminat bunica programul, a lăsat-o pe mama să vorbească. Ajunge, mamă, că Valeriu e aici, a auzit tot. Se auzi glasul mamei tremurat. Au, ce mă fac? Doamne, apără-mă să nu vină peste mine în casă, zise bunica speriată. Îi mai căra s-o dat o serie de pumni în cap când o bătea pe mama, iar ea a intervenit între ei s-o apere. Unde-i cheia de la ușă? Scotoci peste tot cu mâinile tremurând. Nu găsi cheia, închise ușa cu zăvorul. Dar tata nu a intervenit în niciun chip. S-a mulțumit să se amuze de spaima bunicii. O perioadă tata și bunica s-au evitat. Și cum ei aveau nevoie de bunica, ce le era și bonă și menajeră, totul a rămas uitării. A trecut și iarna, a venit vara și părinții mei s-au întors într-o seară de la serviciu. Bunica le pusese masa în curte, așa că am auzit și eu discuția dintre ei. Ce zici, Valeriu? Se dau bilete de la sindicat. Mergem și noi la mare. Ce mare, nora, mie mi-arde de mare. Și apoi nici n-am concediu. Du-te tu dacă vrei, că eu n-am nimic împotrivă. Da? Chiar nu te superi? N-aș vrea să avem discuții și reproșuri când mă întorc. Du-te, domne, și vezi-ți de treabă, zise tata cu convingere. El își dorea să rămână singur pentru a continua aventurile lui amoroase. Și mama a plecat la mare, dar ce a pățit când s-a întors, nu voi uita toată viața. Era o după-amiază de vară plăcută. Eu mi-am luat pătura și m-am dus în grădină să citesc unde mergeam ca de obicei. Vera, a venit nora. Apoi am auzit vocea mamei, îmi fusese foarte dor de ea. Am sărit de gâtul ei, iar ea m-a sărutat pe obraz. Mirosea frumos. Era mama mea și era frumoasă. Mi-a adus o sacoșă plină cu dulciuri, o pungă de scoici și un colier tot din scoici de care eram foarte mândră. Mama era bronzată și mi-era foarte dragă. Apoi a venit și tata de la serviciu. Vai ce doamnă, zise el ironic. Vino să vorbim și o chemă la el în casă. Am vrut să intru cu ei, dar tata m-a împins afară. Era desfigurat și avea o uitătură de nebun care m-a băgat în sperieți. Presimțeam ceva rău și am rămas în curte, nu m-am mai întors la lectură. Peste puțin timp am auzit niște răcnete cum nu mai auzisem niciodată. M-am repezit la ușă, dar era încuiată pe dinăuntru. Mama urla în continuare. Am început și eu să țip și bunica. Nu știam ce-i face de urla așa. Spune, desfrânat-o, cu câți mai înșela la mare? Ai fost fericită fără mine? Spune, cu câți mai înșelat, că n-o să te las până nu recunoști. Și țipetele mamei nu mai conteneau. După ce i-a aplicat o serie de pumni și picioare, am aflat ulterior, a legat-o cu o sfoară pe care o procurase cu o zi înainte de venirea ei, apoi a început să o înțepe cu un cuișor ascuțit, sula de cizmărie, în fese, în picioare și în mâini. La fiecare înțepătură, mama scotea câte un răcnet de durere. Nu mai puteam suporta. Am fugit la unchiul Ile și l-am adus la camera de tortură. Deschide ușa, turbatule, zise unchiul, care venise cu nevasta și cu câțiva copii pe care i-am rugat să strige și ei la el. Du-te la tine acasă, Ile, nu te băga în familia mea sau vrei să ai de-a face cu mine? Și adică ce-mi faci, mă, nebunule, mă bați? Hai, bate-mă, nu ți-e rușine. Ți-a luat Dumnezeu mințile, vrei să omori femeia? Dacă nu vă mai înțelegeți, despărțiți-vă. Hai, speria și fetița asta, uite cum tremură. Dacă nu deschizi ușa, o sparg, iar pe tine te duc la balamuc. Cuvintele unchiului au avut darul de a-l mai îmblânzi pe tata, care până la urmă a deschis ușa, eliberând-o pe mama. Când am văzut-o cum arăta, m-a luat cu leșin de la stomac. Era plină de sânge, cu buza spartă, galbenă cum e lămâia, și nu se putea opri din tremurat. A luat-o bunica, ce nu avea curaj să facă vreun comentariu, în camera ei, i-a dat apă, a spălat-o de sânge și a așezat-o în pat, după care i-a făcut un ceai. Poate acum te-ai fi săturat de răpănosul. Sper că de data asta te debarasezi de el. Ți-amintești ce bătaie ți-a dat acum un an? Ți-a dat cu pumnii în ceafă până te-ai înțepenit, te-a mudat cu apă ca să-ți revii. Acum ai serviciu. Să-ți iei o cameră cu chirie la ora și să-i oferi și tu puțină liniște copilului ăstuia, care nu mai poate să mai asiste la scandalurile voastre și la
bătăile pe care le primești. Voi pleca, mamă. De data asta nu mă mai întorc. Dar trebuie să fiu atentă să nu afle când plec, altfel mă omoară. Până acum învățasem la 4 școli. De fiecare dată când plecam, mă înscria la altă școală, apoi se împăcau și mă ducea înapoi. Pierdeam mult din lecții, dar învățam singură ca să recuperez, așa că am fost premiantă în fiecare an. Am mai rămas la țară cam o săptămână până a aranjat mama cu casa. Între timp am luat bătaie de la bunica, cea mai serioasă de până acum cu nuiaua. M-a prins când citeam în pod cu lumânarea. Bunica nu-mi dădea voie să citesc foarte mult, că ea avea un principiu. Cine citește foarte mult, o ia razna. La noi în sat era un om care se numea Butașu și se plimba prin sat cu un teanc de cărți în brațe. Toată lumea știa că a nebunit din prea multă învățătură, iar bunica credea că și eu riscam să ajung la fel dacă mai citeam așa mult. De aceea eu mă piteam de ea când aveam o carte bună și o citeam ziua întreagă. Așa că am luat cartea și o lumânare, în pod era întuneric, și m-am urcat în pod, am aprins lumânarea și m-am așezat confortabil pe un cufăr cu vechituri. În pod mirosea frumos a gutui, care erau întinse pe niște hârtii, a mere și a alte fructe uscate și înșirate pe ață. Eram foarte mulțumită de culcușul meu, unde savuram lectura până m-a găsit bunica. Se urcase în pod să ia ceapă și când m-a văzut a izbucnit furioasă. Aici erai belea de copil, vrei să dai foc la casă, stai că ți-arăt eu ție. M-a târât din pod și mi-a administrat o corecție pe care mi-o amintesc și acum. Săptămâna a trecut fără alte incidente. Tata a crezut că mama uitase de tortura la care fusese supusă, dar vânătăile și rănile mai erau vizibile. Obținuse de la serviciu o locuință socială, compusă dintr-o cameră și un holișor care ținea și el loc de bucătărie. Aici aveam gaze, lumină și un reșou pe care găteam. Pe mine m-a înscris din nou la școală după ce stătusem pe tușă 10 zile. Bunica s-a mutat la Eliza. Capitolul 4. Așa s-a terminat copilăria mea la țară, dar nu și necazurile pe care ni le făcea tata, atât mie cât și mamei. Noua noastră locuință era în partea de sud a orașului, unde era un grup de locuințe sociale. Mai multe familii din vecinătate lucrau la aceeași întreprindere cu mama. Acest mic cartier se numea Tabăra. Era aici un club unde se organizau diferite festivități și unde venea caravana și prezenta din când în când filme artistice. Nu aveam un confort nemaipomenit, dar eu și mama aveam liniște și ne simțeam bine. Dar minunea nu a durat mult. Tata a venit din nou după noi cu promisiuni și regrete. Mai mult decât atât, a amenințat cu sinuciderea, a plâns, a făcut un adevărat spectacol care nu a impresionat pe nimeni. Mama nu-l mai iubea, îi era doar milă de el. A trecut o lună, tata venea în fiecare zi la noi plângând. Mie mi-era și frică și scârbă de el, dar cel mai mult îmi era teamă de faptul că mama se va îndupleca. Îi aduceam aminte că mă scula din somn la 2-3 noaptea să le cânt prietenilor lui bețivi, iar mama se ruga de el să mă lase în pace că a doua zi mergeam la școală și trebuia să fiu odihnită. Îmi mai aminteam când spunea mama că îmi trebuiau hăinuțe și el scotea lucrurile mele din dulap și le punea în mijlocul casei. Uite, femeie risipitoare, câte lucruri are fiică-ta! O duci la expoziție, dar vrei să o gătești așa! Uite la copiii fraților mei că nu mai sunt luxoși așa și n-au murit! Măi, Valeriu, hainele pe care le are au rămas mici și sunt uzate. Fata noastră e premiantă, apare pe scenă la anumite evenimente, cântă, spune poezii. Și apoi, avem doar un singur copil spre deosebire de frații tăi. Așa că, amintindu-i toate acestea în care am inclus bătăile mamei și ale mele, nici nu vroiam să mai aud de el. Dar el nu s-a lăsat cu una, cu două și a folosit altă strategie. Nora, merg la miliție și dau un angajament scris că nu te mai bat niciodată în viața mea. Și mai mult decât atât, vom locui aici, nu vom merge la țară. Această declarație și mila pentru el a determinat-o pe mama să-l ierte din nou. Așa că m-am pomenit din nou că am tată. Un tată pe care nu l-aș dori nimănui. Și așa s-a mutat cu noi în locuința din Tabără. O perioadă s-a purtat bine, ca de obicei.
Eu, fiind acum adolescentă, mama mi acorda o atenție ieșită din comun, mai bine zis, mă controla cu cine vorbesc, unde merg și alte asemenea lucruri care ar enerva pe oricine. Eram sub pază. Atunci, în 1964, nu avea toată lumea televizor, cu atât mai puțin familia mea. Locuința noastră avea intrarea dintr-un hol mare, de unde se desprindeau încă două locuințe ale altor două familii, Pavel și Toader. Toader scosese televizorul în grădiniță, unde se aduna multă lume să privească, dar asta era numai sâmbăta sau duminica. În cursul săptămânii mergeam la TV la club. Aici mă întâlneam cu mai multe fete și stăteam la șuietă sau ne uitam la televizor. Dar când îmi era lumea mai dragă, venea mama și mă lua acasă. Sau dacă ne adunam mai multe fete sau băieți și jucam volei, venea mama și, ca un veritabil gardian, mă lua cu arcanul când era jocul întoi. Într-o zi m-a trimis la un vecin să-i duc fierul de călcat să repare. Vecinul era un băiat cu 6 ani mai mare ca mine și de multe ori când ne mai întâlneam întâmplător îmi făcea ochi dulci, fapt ce îmi făcea o imensă plăcere, deoarece mă simțeam domnișoară mare și eram încântată. Mi se părea foarte simpatic băiatul și am fost fericită când m-a trimis cu fierul la reparat. Mă credeam foarte importantă dacă am reușit să atrag atenția unui băiat așa mare. Inima îmi bătea tare și eram foarte emoționată. Am bătut la ușă timid. Alexandru, m-a trimis mama să te uiți la mașina asta de călcat, că nu mai primește curent și, evident, nu mai încălzește. A, Vera, intră, ia loc, cum să nu mă uit? A desfăcut-o și a meșterit ceva cu o șurubelniță, iar fierul a fost gata. Ea spune, ce mai faci tu? Și se apropie de mine luându-mă după umeri. Știi, prietenii îmi spun, Relu, că Alexandru mie nu-mi place. O să spun și eu, Relu, am spus eu topită toată că mă țineam în brațe, ceea ce nu mi se mai întâmplase până atunci. Apoi s-a plecat și m-a sărutat, fiind primul sărut din viața mea pe care l-am primit de la un băiat. Mi s-a oprit răsuflarea, dar apoi a încercat să strecoare mâna sub fusta mea, ceea ce m-a trezit la realitate. Eram eu mică, dar nu și proastă. Mi-am dat seama ce voia să facă și am început să plâng. L-am rugat să mă lase să plec și m-a lăsat. Așa a decurs prima întâlnire emoțională din viața mea cu omul pe care aveam să-l întâlnesc peste fix 40 de ani și care avea să joace un rol foarte important în viața mea. Atunci când aveam doar 13 ani, credeam că tot ce zboară se mănâncă și oricărei puștoaice la asemenea vârstă îi face plăcere să o curteze cineva, oricine băiat să fie. Eu în acea seară n-am dormit deloc. M-am gândit toată noaptea la ce mi se întâmplase. Sunt convinsă că pe vremea aceea n-am însemnat nimic pentru el, mai ales că peste puțin timp a plecat în armată și nu l-am revăzut decât peste 40 de ani. Mamei nu i-am pomenit nimic de această întâmplare. Am mai cunoscut și alți băieți care îmi spuneau vorbe frumoase și îmi făceau poezii, dar erau flirturi nevinovate pe care le încercau toate adolescentele de vârsta mea. Trecuseră 2 ani de când m-am mutat în tabără, iar părinții mei se certau mereu. Tata se luase de băutură, nu era dependent pentru că nu bea niciodată singur, dar își luase un obicei să vină de la serviciu cu 2-3 ore mai târziu și mereu cu capsa pusă. Se lua mereu de mama, iar bătăile au revenit și erau tot mai dese. Eu n-aveam curaj să spun nimic, dar în cazul când îndrăzneam să plâng, bineînțeles că eram pedepsită imediat printr-o serie de pumni. Într-o zi stăteam de vorbă cu un puști în fața clubului. Tata, care se întorcea chercheli de la serviciu, se oprise vreo 2 ore la o cârciumă cu niște prieteni, se năpusti direct în mine și mi-aplică 2 șuturi în fund de față cu acel băiat de mă aruncă pe jos. Băiatul fugi speriat, iar eu m-am ridicat de jos plângând. Și acesta a fost numai un exemplu. Timpul a trecut cu bune și rele și eu am terminat școala generală, care atunci era de 8 clase. Acum mă pregăteam de admitere. Am învățat mult la română și matematică și m-am prezentat la liceul economic, unde mă înscrisesem la merceologie. Limba română a fost pentru mine totdeauna o plăcere, în schimb matematica era spaima și teama mea de moarte. Întâmplarea a făcut ca la acest examen să obțin nota 9 la matematică și 4 la română.
Nimeni nu se aștepta la așa ceva, cu atât mai puțin eu. Am avut neșansa să găsesc în comisia de examinare pe fosta mea dirigintă de la una din școlile prin care mă perindasem când părinții mei se despărțeau. Mă înscrisese mama fără situație școlară, urmând să o aduc ulterior. Dar eu n-am învățat decât un trimestru acolo și apoi am plecat unde mă căra mama. Când am plecat, mama a promis că va trimite totuși notele ca diriginta să aibă justificare de ce m-a înscris. Lucru ce nu s-a întâmplat. M-a recunoscut imediat și probabil că a ținut să se revanșeze. Adevărul e că nici eu nu am strălucit la literatură cu subiectul ce mi-a picat. A fost un reportaj al lui Geo Bogza pe Bistrița și pe Trotuș, dar la gramatică am făcut perfect. În niciun caz nu meritam 4, dar așa a fost. A fost primul eșec din viața mea, prima pierdere și prima mare supărare. Când am aflat rezultatul, n-am vrut să mai merg acasă. M-am așezat pe o bancă în parc, împreună cu verișorul meu, băiatul Ștefaniei, să-mi înghit lacrimile și să mă liniștesc. Mă gândeam chiar la sinucidere. Oare toată munca mea a fost în zadar? Toate diplomele și toate premiile fără folos? Ce vor spune profesorii mei, dar prietenii și rudele? Toate aceste întrebări mi se învârteau în cap și credeam că viața mea s-a sfârșit. Mă necam în plâns, iar vărul meu, săracul, nu știa ce să mai spună și cum să mă mai încurajeze. După câteva ore, am reușit să ajung acasă. Mama era și ea supărată, dar nu mi-a reproșat nimic, știind că, de fapt, eu am avut ghinion și eram deja destul de dărâmată. Tata a fost complet absent, n-a făcut niciun comentariu pentru că, de fapt, nu-l interesa. Eu cred că el nu m-a considerat niciodată o rudă a lui, cu toate că paternitatea mea nu a fost pusă la îndoială nici măcar în glumă. Fizic, eram copia lui fidelă. M-am închis în casă după marele meu eșec. N-am mai comunicat cu nimeni și am plâns 2 săptămâni. Nici cu mâncarea nu mă omoram, abia dacă mai mâncam ceva la insistențele mamei. A venit și bunica să mă încurajeze, dar vorbele ei parcă îmi dădeau palme peste față. Nu mai plânge, fata mamei deșteaptă. Tu te-ai străduit, ai învățat, dar așa a fost să fie. Lasă că la anul sigur vei lua examenul. Tămămăițu, am pierdut un an și m-am făcut și de râs. Am dezamăgit pe toată lumea și pe mine. Ei, că doar n-o fiu un capăt de țară. Dar pentru mine chiar era. Nu voiam să mai dau cu ochii cu nimeni dintre cunoștințe. Era în 1965. Televizoarele și aparatele de radio urlau despre războiul din Vietnam. În fiecare zi se vorbea despre ajutoarele trimise acolo și despre teroarea ce se instalase în acea țară. Atunci mi-a venit un gând nebunesc, astfel când mă gândesc acum, îmi vine să râd și realizez cât de nebun poate fi un adolescent. Și am trecut la fapte. Am scris o scrisoare la MFA în care îmi exprimam dorința de a pleca voluntară pe frontul din Vietnam. Am pus adresa și m-a pus naiba să-i o citesc mamei. Ce-ai zis, fato? Să pleci în Vietnam? De unde ți-a mai venit și ideea asta trăznită? Uite așa, să nu mai văd pe nimeni și să nu mai știu de nimic. Așa, vrei să mori, nu? Păi stai să te servesc. Eu te-am făcut, eu te omor, stai să-ți dau eu ție să te saturi. Și mi-a dat o mamă de bătaie, de mi-a înmuiat oasele și mi-a rupt părul din cap. Dar tot n-am renunțat la ideea mea. La câteva zile după ce mi-am primit papara, am plecat pe furiș la poștă și am expediat scrisoarea. De data asta, n-am mai bătut toba. Am anunțat doar câțiva prieteni apropiați că voi pleca în curând în Vietnam. Eram ferm convinsă că cererea mea va fi aprobată la mintea mea de găină cu care eram dotată la acea vreme. Așa că scrisoarea fiind trimisă, m-am pus pe așteptat. Mă gândeam eu că prietenii mei de încredere vor păstra secretul, dar m-am înșelat. Vestea s-a răspândit cu repeziciune și, în scurt timp, toată suflarea aflase de plecarea mea în Vietnam. Am mulțumit lui Dumnezeu că mama n-a fost informată. Prietenii mei de joacă mă asaltau cu întrebări cărora nu le știam răspunsul. Și ziua cea mare a venit. Era ora 9:30 dimineața. Mama era la serviciu, iar tata dormea deoarece fusese schimbul 3. Eu mă îmbrăcasem de plecare, trebuia să merg după pâine. Tocmai ieșeam afară când văd în fața casei oprită o Volgă neagră. Un caporal a coborât și s-a îndreptat grăbit către mine. Mi-am dat seama imediat
Despre ce era vorba? Am văzut că mașina avea în semnul A, armata, iar militarul avea niște hârtii în mână. S-a apropiat de mine și m-a întrebat cum mă numesc. Apoi mi-a spus: am ordin de la tovarășul comandant Chițac să vă duc la comisariat. Eram fericită. Nimeni nu mi se adresase vreodată cu politețe. Imediat, am spus eu, doar să-mi anunț tatăl. Eram convinsă că de la comisariat voi pleca direct în Vietnam. Îndreptându-mă către camera tatei, mă gândeam dacă nu trebuie să-mi strâng câteva lucruri, dar m-am gândit apoi că o să mă îmbrac direct în soldat și că voi primi totul de acolo. Tată, tată, scoală-te! Lasă-mă, fată, să dorm ce vrei! Tată, spune-i mamei că eu am plecat în Vietnam. Vezi că acum am plecat, mă așteaptă un militar afară cu mașina să mă ducă la comisariat. Am zis eu cu mâna pe clanța ușii. Tata a crezut că n-a auzit bine sau că am luat o razna. S-a trezit ca și cum nu ar fi dormit niciodată și s-a ridicat din pat. Ce ai zis? Unde zici că pleci și cine te așteaptă? În Vietnam. Am spus eu ca și cum aș fi spus că plec la piață. Te simți bine sau ce ai de delirezi? Ai rămas șocată de când cu examenul ăla? Dar între timp militarul, văzând că nu mai vin, bătu la ușă. Tata se duse să deschidă. Bună ziua, dumneavoastră sunteți tatăl domnișoarei? Da, spuse tata. Dar ce aveți cu ea? Am ordin de la tovarășul comandant să o duc la comisariat. De ce și pentru ce? Nu am nici cea mai vagă idee. Dacă ar fi știut acest caporal de ce mă cheamă comandantul, s-ar fi strâmbat de râs sau m-ar fi compătimit, crezând că sunt bolnavă la cap. Dar el nu știa decât că trebuie să mă ducă la comisariat. Stai așa, domnule, să mă îmbrac, zise tata, că merg și eu. Mai că stai la serviciu și voi merge, eu să-l spun acestui comandant că fata mea a nebunit. Cu aceste cuvinte, tata s-a îmbrăcat repede și ne-am urcat o străin mașină, urmăriți de privirile curioase ale copiilor, care se adunaseră ca la urs. Erau convinși că această mașină mă va duce direct pe front. Se auzeau voci. Ai văzut că până la urmă pleacă, n-am mințit. Eu stăteam țeapănă lângă tata, fără să mai pot scoate vreun cuvânt. Mașina a pornit, copiii îmi făceau cu mâna, conducându-mă cu privirile ca pe un erou național până când mașina nu s-a mai văzut. Mă simțeam foarte importantă. Îmi recăpătasem curajul. Am ajuns la comisariat. Am urcat niște trepte care scârțâiau până la etajul 1 cu militarul după noi. Tatei nu-i păsa de mine, dar îi era teamă de ce va spune mama, deoarece își luase rolul de tată în serios. Militarul bătu la ușă și intră cu noi. Să trăiți, tovarșul comandant. Bine, lasă-ne singuri. Bună ziua, am spus eu și tata în același timp. Luați loc, ne spuse comandantul zâmbind cu ochii la mine. În fața noastră, de partea cealaltă a biroului, stătea un bărbat între două vârste, cu un piept lat, impunător, cu părul cărunt. Avea niște ochi vioi, pătrunzători, deasupra cărora tronau niște sprâncene stufoase. Buzele erau mari, cărnoase, iar când zâmbea, dezvăluia o dantură perfectă de un alb imaculat. În fața lui pe birou am recunoscut scrisoarea mea pe care scria ceva cu roșu deasupra paginii de sus. Ia spune, domnișoară, cum te numești? Eu mi-am spus numele. Și ce te-a determinat să faci o asemenea cerere la MFA? Nu o luați în seamă, domnule, că s-a țăcănit. Noi nu avem decât o singură fată și soția mea, dacă ar ști ce pune la cale, ar leșina. Nu vorbesc cu dumneavoastră. Lăsați fata să răspundă. Deci care este motivul pentru care vrei să pleci în Vietnam? Pur și simplu mă atrage viața militară. Am mințit eu și văzând că mă ascultă zâmbind, am continuat. Am fost foarte impresionată de evenimentele de acolo și m-am decis că poate pot fi și eu de folos cumva, dacă pot ajuta cu ceva. Și ce ai vrea să faci acolo pe front? Nu sanitară, cercetaș aș vrea, am zis eu răspicat. S-a abținut să nu pufnească în râs. Măi, fată, tu știi ce înseamnă războiul și frontul? Acolo e iadul pe pământ. Dar îți admir curajul și nu am decât să te felicit. Îmi întinse mâna și mi-a strâns-o cu putere. Apoi se ridică și dădu mâna cu tata. Vă felicit, tovarășe, pentru copilul ce l-ați crescut. Nu mulți părinți se pot mândri cu asemenea fată curajoasă. Ascultă, Vera, îmi spunea pe numele mic. Noi n-am trimis personal până acum în Vietnam. Ajutăm doar cu medicamente și alimente. Dacă vom avea asemenea cereri, să fii convinsă că vom ține cont de dorința ta. Și-i făcu tatei un semn discret. Dar, zise comandantul, pentru că te văd isteață și foarte curajoasă, ți-aș propune ceva. Nu vrei să faci parașutism? Da, sigur, dacă se poate, bineînțeles,
am zis eu în culmea entuziasmului. Uite, vorbesc acum pentru tine. A luat telefonul și a vorbit la aerodrom cu un instructor, Popescu, pe care nu l-am mai prins acolo peste 7 ani când am ajuns la parașutism. Abia la 21 de ani, când aveam deja 2 copii, am ajuns să fac primul salt. Pentru că cititorul trebuie să știe că mama, auzind de parașutism și de aventura cu războiul, mi-a mai aplicat o corecție zdravănă și interdicția să mai ies afară timp de o lună. Dar să revenim la comandant. După ce ne-a strâns mâna mie și tatei, ne-am luat la revedere, nu înainte de a-l mai felicita pe tata încă o dată că are o asemenea fată. Pe acest om nu l-am mai văzut decât peste 4 ani, când aveam 18 ani și când m-am dus să-mi aprobe o alocație de soție de militar pentru mine și fiica mea, deoarece soțul meu era în armată, m-am căsătorit la 16 ani și la 17 ani aveam o fetiță. Când am ajuns acasă de la comisariatul militar, mama a rămas uimită de cele auzite și, după cum am mai spus, am mai primit o pedeapsă în locul acordului de a merge la școala de parașutism. Acum nu mai aveam nicio ocupație până în vara următoare, când aveam să susțin alt examen de admitere. M-am pus cu burta pe carte, dar cum eram și eu adolescentă, îmi trebuiau multe obiecte vestimentare care erau de strictă necesitate. Pantofii nu mai aveau decât o jumătate de toc și se jupuiseră de tot. Eu n-am mai încercat să-i spun tatei, dar a venit mama cu propunerea. Măi, Valeriu, la salariul următor să-i mai cumpărăm fetei niște pantofi și o rochiță mai elegantă. La ce-i trebuie? Pleacă undeva? Pentru ce vrei să-i faci lux? Spunea că o pereche de pantofi și o rochiță erau lux. Dar nu mai are cu ce să încalțe și toate rochițele au rămas mici, că nu i-am mai cumpărat de mult. Insistă mama, dar n-a avut succes. Văzând eu cum stau lucrurile, am vorbit cu o vecină care lucra pe șantier la Zugravi și am rugat-o să discute cu șeful ei să mă angajeze și pe mine până voi pleca anul următor la școală. Femeia a vorbit cu maestrul de șantier, iar a doua zi m-am prezentat la el și mi-a dat o fișă de analize. I-am arătat-o mamei. De unde ți-a venit ideea asta? De la faptul că nu am cu ce să mă îmbrac, să mă încalț? De la faptul că văd fetele de vârsta mea care sunt îmbrăcate frumos, iar eu trebuie să cerșesc la voi să-mi luați o pereche de pantofi, că ăștia s-au rupt și mi-ies degetele prin ei. Am crescut destul de mare, sunt perfect sănătoasă, așa că pot să muncesc până la toamnă când voi merge la școală, dacă voi lua examenul de admitere. Și când mai ai timp să te pregătești, când mai înveți? Eu știu că se lucrează 8 ore, când vin acasă voi învăța. Cei care sunt la seral cum se descurcă? Când m-am dus la biroul personal cu analizele făcute, m-am izbit de un refuz. Dar de ce nu mă angajează, că sunt perfect sănătoasă? Și apoi, maestru mi-a zis că are nevoie de oameni. De oameni, nu de muieri, zise șeful de cadre, privindu-mă fix pe deasupra ochelarilor. Tu ești un copil care nu pare a fi obișnuit cu munca și să nu crezi că te pune cineva la vitrină. Aici e muncă grea și nu-i de joacă. Apoi, legea nu-mi permite să angajezi minori decât cu o condiție. Și care e acea condiție? Vă rog să mă angajați, că eu promis să muncesc oriunde-i nevoie și nu o să dezamăgesc pe nimeni. Te văd foarte hotărâtă. Mergi mâine la notariatul de stat împreună cu mama ta, apoi vino la mine, după ce semnează niște acte că e de acord cu angajarea. Am ieșit bucuroasă după ce i-am mulțumit acelui om cum se cade și am ajuns acasă mai mult fugind. Gata, mă gândeam eu. Nu voi mai depinde de nimeni, cel puțin o perioadă. Am completat actele cu mama și a doua zi m-am prezentat la serviciu. Credeam că nimeni nu mai e ca mine. Eram un om care muncește. Am fost repartizată la o echipă de zugravi ca ajutor, bineînțeles că eu nu aveam calificare. Șeful de echipă era un om uscățiv între două vârste, cu o privire ironică, îmbrăcat într-o salopetă plină de vopsea în mai multe culori. L-am găsit la magazia de materiale. I-am arătat biletul de la cadre, am spus cum mă numesc și apoi am fost repartizată la dumneavoastră în echipă. Mă măsură din cap până în picioare cu un ochi critic, apoi mă întrebă cu ironie. Ce să faci la mine în echipă? Ești zugrăviță? Ai mai lucrat undeva? Câți ani ai? Am 15 ani neîmpliniți, n-am mai lucrat niciodată și am venit să lucrez ajutor de zugrav muncitor necalificat. Muncesc unde aveți nevoie, nu mi-e teamă și nu o să vă dezamăgesc. Ce să faci tu, măi, fetițo? Nu vezi că ești o mână de oase? Crezi că noi aici ne jucăm? Avem anumite norme și anumite termene de a da blocurile astea în primire. Tu n-ai părinți, de ce vrei să muncești? Am părinți, dar eu nu pot să consum oxigenul de pomană un an până voi merge din nou la școală.
Trebuie și mie bani pentru multe lucruri personale. Și de ce să stau pe spinarea părinților dacă sunt sănătoasă și destul de mare? Zic eu. Și oricum stau degeaba acasă. Îmi place cum gândești. Îmi zise deodată, schimbând tonul, dar să vedem cum muncești, că ești destul de firavă. După cum am mai spus, n-o să vă dezamăgesc. Aveam la mine o sacoșă cu haine de lucru. M-am îmbrăcat ca fulgerul și m-am dus la domnul Gheauș, așa se numea șeful. Sunt gata. Bine, îți doresc să ai noroc la prima zi de muncă din viața ta. Și m-a dus la parterul unui bloc din apropierea magaziei de materiale. Blocul avea casa scării montată, dar fără balustradă și pereții zidiți, urma gletul și zugrăveala. Ușile și ferestrele erau și ele montate, dar erau lemn crud fără nicio procesare. Trei butoaie mari din metal tronau în mijloc pe casa scării. Mirosea eter și humă, un amestec de mirosuri pe care nu-l mai întâlnisem până atunci. De sus, de pe scările neterminate, s-auzeau fluierături pe diverse melodii și cântece. Oamenii fredonau și fluierau în timp ce lucrau. Eram într-o lume nouă care îmi creia emoții, dar îmi stârnise și curiozitatea. Artistule, boierule, veniți aici! Bărbații îmbrăcați la fel ca și șeful meu, cu niște coifuri de zidar pe cap, coborură în fugă scările. Măi băieți, vedeți voi fetișoara asta? E colega voastră. De azi o să vă ajute la ce aveți nevoie. Cine șeful e insecta asta mică? Zise boierul. Ha-ha-ha! Izbucni în râs cel ce-și spunea artistul. Terminați cu atitudinea asta. Nici voi nu erați mai breși când v-ați angajat. Luați fata și treceți la treabă. Băieții mă luară cu ei la etajul 4 unde lucrau. Acolo era toată echipa, câte 2-3 oameni în fiecare apartament. Ia agață-te de găleata asta, mimozo! Plimbă-o până jos, ad-o plină cu material din butoiul cel verde, că acum vedem ce putere ai în mușcheia de găină, zise boierul. Poate mai are și acasă la borcan, se amuză artistul. Eu n-am făcut niciun comentariu la glumele lor acide. Am luat găleata și am pornit pe scări către parter. Am umplut-o cu ajutorul unui cancioc, apoi am adus-o la etajul 4. Găleata cu material era prea grea, dar eu nu vroiam să recunosc și nici să mă văicăresc. Zugravii și-au umplut pompele cu materialul adus de mine. Mă dureau mâinile din umăr de la atâtea găleți cărate. Veni și ora mesei. Ei se așezară în grupuri la masă pe niște cartoane, din care improvizaseră niște măsuțe, iar gălețile întoarse le țineau în loc de scaune. Eu m-am așezat jos pe parchet într-un colț și am mâncat salam cu pâine. Abia îmi duceam mâna la gură de durerea ce o simțeam în umeri. Pe băieții îi auzeai susținând. Vezi, mă, că nu se plânge, ai pierdut pariu. Ai zis că după 3 găleți plânge. Stai, că mai e până de seară. M-am făcut că nu aud, dar până să se termine ora mesei a venit maestrul și m-a luat să semnez fișa de protecție a muncii. Apoi m-a trimis acasă, deoarece aveam program de 6 ore fiind minoră. Când am coborât din autobuz să ajung acasă, picioarele nu mă ascultam. Făcusem febră musculară de atât a urcat și coborât. Îmi venea să renunț. Îmi recunoșteam mie însă că e o muncă titanică și nu știam dacă îi pot face față. Entuziasmul că am serviciu pierise. A doua zi când m-am dus la muncă, am găsit și o fată în echipă. M-am bucurat foarte mult. Fusese în concediu. Zugravii m-au pus de data asta să dau la pompă. Îmi paralizaseră mâinile, dar tot era mai ușor decât la căra de material cu găleata. Fata era simpatică și ne-am împrietenit repede. Vera, să nu iei în seamă ce spun. Sunt neciopliți, needucați, dar sunt oameni cum se cade. Era vânjoasă și iute, vorbea repede și tare, dar era plăcută. Ce tot speriați fata asta, măi, și o puneți numai la munci grele? Cine vă credeți voi, niscaiva șefi? Duceți-vă, naibii de ciobani! Vino cu mine, Vera. Îmi puse un șpaclu în mână și mi-arătă cum să fac reparații. Mai mi-a venit inima la loc, aveam pe cineva de partea mea. Mai la cărat material, mai la reparații, mai la pompă. Și așa m-am obișnuit cu munca de șantier. Veni și ziua de salariu. Când am semnat statul de plată și am văzut primii bani câștigați de mine, am trăit un sentiment ce nu-l mai simțisem niciodată. Îmi venea să plâng. M-am dus acasă și i-am arătat mamei. Ea a mers cu mine în oraș și mi-a cumpărat o pereche de pantofi maro și o poșetă de aceeași culoare. Era prima oară când aveam și eu o poșetă. Pantofii erau cu toc dintr-o piele moale și aveau în față o fundiță.
La următorul salariu mi-am cumpărat o rochiță din stofă, apoi fuste, pulovere, tricouri, tot ce-mi trebuia. Mama nu mi-a luat nici un ban din salariul meu. Unica venea mereu în vizită la noi și era foarte nemulțumită că eu lucram. Ce ați lăsat fata asta să lucreze așa de mică, Nora? Asta e muncă pentru un copil ca ea? Voi doi salariați și n-ați fost în stare să întrețineți singurul copil ce-l aveți? Cum să meargă ea în asemenea mediu? Să o ciupească de fund toți nespălații? Rușine să vă fie! Nu mai vorbi cu păcat, mamă, că n-am trimis-o noi la muncă. Nu știi cât a plâns și s-a jelit ca să o las să lucreze. A spus că nu mai vrea să stea pe spinarea noastră atâta timp cât nu mai e la școală, că vrea să-și cumpere haine și altele. Asta pentru că nu mai avea fata nici cu ce se încalțe, zise bunica enervată.